Bine v-am regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Rac. Haideți să facem bonusul pentru luna iulie, exact cum am spus, doar pentru cei din Leu și Rac. Să vedem ce vă așteaptă pe cei din Zodia Rac, cei cu ascendent descendent, luna Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, în luna iulie 2023, evenimente importante Rac. Ia uite! Cred că foarte mulți chiar aveți de-a face cu cineva din Zodia Leu. Ori voi aveți în astrograma voastră și Leu. Balanță. Cineva din Balanță vă urmărește foarte mult. Cineva dorește foarte mult. Ok. Acum am înțeles. Cineva din Balanță, posibil vărsător, a avut o problemă în ceea ce ține de succesul tău, în primul rând financiar. Este cineva aici care s-a furișat ca să, spunem așa, să-ți asculte ideile de muncă. Să afle cum reușești tu pe partea financiară să te descurci atât de bine. Sau cineva din Balanță a avut o invidie foarte mare când vine vorba despre reușita ta din punct de vedere financiar. Pentru că este cineva aici care parcă a roit sau practic cineva a roit în jurul tău pentru lucruri financiare. Tu din punct de vedere financiar sau mai bine spus plătești pe cineva ca să-ți facă niște servicii sau dai bani cuiva ca să-ți facă niște servicii. Și te simți ca și cum persoana asta ți-ar fi angajat sau angajată. Probabil dacă ai o relație cu cineva, îți dă acest vibe că trebuie să-ți dau ceva ca să te comporți într-un fel anume. Nu știu pentru cine este mesajul ăsta, dar asta este ce am primit ca și vibe. Tu ai senzația asta că trebuie să dai cuiva ceva, Balanță, vărsător. Pești mai văd aici, deși cu peștii ăsta văd că înaintezi într-o relație nouă. Ai impresia că cineva te minte. Ai impresia că cineva este cu un picior... Și știu cine mă urmărește aici. Ai impresia că cineva este cu un picior... Dacă ești în situația asta și ai impresia că cineva te minte și că este cu un picior în spate... Și că se uită la trecut și te înșeală, este doar paranoia ta. Este doar paranoia ta. Și în aceeași episod, ca să spun așa, cu aceeași zodie pe care o văd aici, dacă ai de-a face cu cineva din Balanță, vărsător, impresia ta este una greșită. Persoana asta nu te înșeală. Este doar șaptele de săbi închipuirea ta că persoana asta te-ar înșela. Este doar închipuirea ta că s-ar întoarce la cineva din trecut. Este doar închipuirea ta că se furișează cu altcineva și are de-a face cu altcineva. Când lucrurile pe care persoana asta le face, ca să spunem așa, poate tu ai impresia că persoana asta face ceva rău la locul de muncă, este pură muncă, este strict afacere. Adică tu ți închipui că persoana asta cu șapte de săbi și stea și justiția poate lucrează în ceva ce ține de lege, dar nu neapărat, ori într-un birou alături de cineva. Și tu ai impresia că persoana asta întreține relații cu o persoană, dar de fapt sunt doar colegi de muncă. Sau de fapt persoanele astea doar colaborează din punct de vedere financiar, nu au nicio relație intimă. Okay? Deci am spus, aici este cineva spânzuratul și uite am 5 de săbi, regele de cupe și carul, cu 2 de săbi invers. Aici am pe cineva din pești, dar să știi că este o persoană nouă pentru doamnele care vă uitați și aveți și leu. Este o persoană nouă. Eu văd că tu vei fi foarte fericită în luna iulie, mai ales la sfârșitul iulie, când vine vorba de partea financiară, o să-ți meargă wow. Dacă ai un proces cu care te lupți și poate este vorba despre ceva ce ține de un câștig, poate este un partaj sau este o chestiune de... Pentru alții dintre voi așteptați să vă luați carnetul de conducere. Este școala de conducere, să o terminați și să dați examenul și probabil că este vorba despre, ca să spunem așa, a doua tentativă sau a treia tentativă, deși vă doi și vă gândiți la prima tentativă când ați dat examenul, că nu l-ați luat,
dacă de data asta o să luați. Este vorba despre sală. Deci cineva care n-a luat prima dată, n-a luat sala. Acum, a doua oară, cu siguranță îl vei lua. Bun, pentru alții dintre voi poate fi un proces de recuperare a carnetului de conducere. L-ai pierdut într-o chestiune ce ținea de trafic. Ai trecut pe roșu. Sau legea n-a fost cinstită cu tine în ceva ce ținea. Sau era în stare de ebrietate. Ok? Cu steaua și șapte de săbii. Dacă ești în situația asta, să știi că mai durează 4 săptămâni, 4 luni, dar oricum de luat îl iei înapoi. Revenind la ce am spus mai devreme, la ce spuneam mai devreme, vei avea o reușită foarte mare din punct de vedere financiar. O reușită foarte mare. Adică aici este un succes. A, și cu procesul. Dacă te lupți pentru custodie, o să câștigi. Ok? Și poate ai o fetiță sau ai două fetițe, o să câștigi. Dacă este vorba despre o persoană străină pe care ai băgat-o în casa ta și vorbim de faptul că tu ai două fetițe sau ai o fetiță, nu ai încredere deloc în bărbatul ăsta și ți se pare că este cineva care n-are ce căuta lângă copiii tăi sau lângă copilul tău, posibil ca cineva să te streseze foarte tare când vine vorba de pensia alimentară și oricum nu o plătește niciodată la timp sau oricum nu ți-o plătește deloc sau prea puțin și asta te face să ceri, cum se spune, nu mă pricep, custodie totală. Pentru că văd fetița cu șapte de săbi și stea justiția, este ca și, cum tu deja scrii actele sau deja faci cererea, ori ai făcut-o pentru lucrul ăsta. Chem pe cineva în instanță, chem pe cineva la proces, o persoană care tu ai trăit pentru că vrei ca și copilul ăsta să fie doar al tău, cineva nu-și asumă nicio responsabilitate din punct de vedere financiar. Și e posibil pentru câțiva dintre voi ca persoana asta să nu-ți mai fi dat niciun semn de mult. Și exact când faci treaba asta, fac cineva să se pună în calea ta să spună, stai că eu vreau de fapt să plătesc sau eu de fapt nu sunt de acord cu acest proces. Dintr-o dată așa. Ok? Stai că de fapt eu vreau ca și copilul ăsta să rămână și mie. Da. Mie îmi place că ai un nou început aici. Dar este și vibe-ul ăla de avansezi fără să mai ai reținerea asta de asta. Nu mai stai pe loc. Nu mai aștepți pe nimeni. Vreau să văd 8 de monede spânzuratul. Pentru alții dintre voi, nu vrei să mai ai de-a face cu cineva din pești la propriu, ok? Pentru că mi-a căzut și la leu treaba asta și uite, am șapte de săbii, regina de săbii și marea preoteasă, ok? Că e femeie din zodia pești, că este bărbat din zodia pești, nu mă interesează, nu vrei să mai ai de-a face cu persoana asta. Este cineva care insistă foarte mult să fie împreună cu tine, este cineva care, uite, ce lucruri necurate și urâte a făcut. Este cineva care a tot încercat, un bărbat care a tot încercat să te țină pe loc. O persoană vicioasă. Ai foarte mare grijă pentru că am vibe-ul ăsta la foarte multe dintre voi. Ai foarte mare grijă pentru că este posibil ca persoana care trebuie să mintă într-așa hal încât să crezi că ai competiție și rivalitate când tu de fapt nu ai nimic de genul ăsta. Persoana asta nu are pe nimeni altcineva, este un joc pe care îl face în a te face să devii mai interesată de el sau el să pară mai interesant în fața ta și ai grijă că bărbatul ăsta vrea numai bani de la tine. Și uite-l, regele de săbii, cu moartea și asul de săbii. Tu fiind o femeie abundentă cu 10 de monede, îi spui pa, care poate fi scorpion, gemeni, balanță, vărsător, pești. Îi spui pa acestui bărbat, pentru că aici sunt niște minciuni și totul iese la suprafață. Și tu îi spui cu magicianul, poate tu ca femeie ai făcut ceva instigată de bărbatul ăsta cu magicianul și atunci nu este bine. Dacă el te-a pus să faci ceva cu magicianul, asumă-ți că se va întoarce pe tine. Pentru că, din câte văd,
Poate teama ta a fost că se întoarce la trecut și ai vrut să-l legi pentru că se întoarce la trecut, să i-ai făcut un rău persoanelor din trecutul lui, crezând că bărbatul ăsta se întoarce la cineva din trecut, ok? Dar am mai mult vibe-ul ăsta că un bărbat, e posibil să fi pus o femeie să facă treaba asta persoanelor din trecutul lui aici. Da, ceea ce a fost o minciună. O mare minciună. Și dacă bărbatul ăsta te-a folosit din punct de vedere financiar, e cazul să-i spui pa. De ce părăsești bărbatul ăsta? E cineva foarte mincinos, cu foarte multe vicii, ai foarte mare grijă. Vreau să văd de ce părăsești bărbatul ăsta. În primul rând îți găsești și pe a treia energie. Deci te cuplezi cu altcineva și oricum poate avei pe altcineva în paralel la care te gândeai și stăteai pe gânduri. Să fiu cu persoana asta sau nu. Ok. De ce părăsești persoana asta? Nu formezi o familie fericită cu această persoană. Nu te atrage cu nimic. Nu mai consider că mai poți să fii o familie fericită cu persoana asta. Te ceri tot timpul sau respingi conflictul. Nu vrei să ai parte de conflictul acestei persoane. Poate fi cineva care este într-un conflict continuu și ți-aduce asta în viața ta și spui, știi ceva, eu nu stau toată ziua să mă cer. Duce cu 7 de bute și 5 de bute. Te înșală în repetate rânduri sau îți creează această iluzie că te înșală în repetate rânduri. Poate nu neapărat la propriu, poate este o persoană care îți creează decepție în viața ta, nu neapărat prin infidelitate. Repetă același comportament toxic în nenumărate rânduri, cum ar fi minte, alcoolism, vicii, substanțe. Când spun de vicii, vicii e o gamă largă, de-aia spun substanțe, că înțelegeți voi de la sine. Dispărut, nerăspuns la telefon, adică niște chestii care sunt deja a devenit o rutină toxică, ceea ce face persoana asta și deja te plictisește, a devenit o rutină toxică, în repetate rânduri. Și altcineva a fost lângă tine să-ți dea atenție sau altcineva este lângă tine să-ți dea atenție. Cred că am să fac un bonus și pentru Capricorn. Am simțit chestia asta, o să fac un bonus și pentru Capricorn pentru că l-am văzut mai peste tot și la Leu și la Jac. Și cred că chiar dacă nu este perioada voastră, simt să fac unul și pentru voi. E deja o rutină toxică. E deja o rutină toxică. Poate are copii dintr-o altă relație, te deranjează acest lucru. Este mai tânăr ca tine, se pare că persoana asta este imatură. Ori dacă are copii dintr-o altă relație, te deranjează, consider că mai are vreo relație cu persoana din trecutul lui. Ceea ce, dacă ai fi în situația asta, nu e adevărat. Dar te deranjează ideea în sine. Ok. Vreau să vă șapte de sămiși puterea. Ok, un joc care s-a făcut aici, uite, ceva ce are legătură cu un leu, pentru că a fost spusă o minciună. Leul ăsta cu 7 de săbi, uite-l aici, cred că este o persoană din trecutul acestei persoane. Uria cum rezonează, cineva a mințit că persoana asta mai îi mai face avansuri sau că mai vrea să fie cu partenerul tău, ok? Cineva a mințit, e o minciună, nu e adevărat. De fapt, leul ăsta nu mai are nicio treabă cu persoana ta și ăsta este jocul care explodează în față persoanei tale sau cine a făcut treaba asta aici. Pentru că persoana asta nu are nicio legătură. Este doar povestea persoanei tale pe care o spune ca să pară că este interesant, exact, și să te facă pe tine să crezi că ești în rivalitate, că bărbatul ăsta are opțiuni și să te facă să-l urmărești non-stop. Ok? Din contră, persoana asta din trecutul lui fuge de partenerul tău. Fuge pentru că știe comportamentul toxic. Fuge. Chiar fuge de rupe pământul. Concluzia pentru cei din zodia rac, cei cu ascendent, descendent. Și asta văd în clar viziunea mea, o să explodeze în fața unui bărbat minciunile astea pe care le-a făcut și planul ăsta malefic. Pentru că tu ca femeie să te trezești și să-ți dai seama că tot planul ăsta mizer și
cât te-ai instigat împotriva acelei persoane și ura pe care ți-a creat-o în sufletul tău vis-a-vis de persoana aia, era în mod intenționat un plan, să spunem așa, un plan diabolic, un plan ceva oribil. Persoana asta are probleme. Are probleme. Da. Am spus-o. Am spus că fac și pentru Capricorn. Poate chiar ai de-a face cu un Capricorn, diavolul? Capricorn, pești. Să aibă și Capricorn și pești. Dar cineva aici are și o obsesie. What? Care-i faza cu... Vezi că ai pe cineva din pești Capricorn care are o obsesie foarte mare față de tine. Ce e persoana asta obsedată de tine? Că l-ai blocat. Și este regele ăla de monede pe care l-am văzut mai devreme. Este un bărbat brunet. Este bărbatul ăsta brunet care o să vină către tine. Nu știu dacă mai vrei bărbatul ăsta. Nu știu dacă te pasionează. Ia să vedem ce o să faci tu către regele ăsta de monede. Nu văd că ești foarte entuziasmată. E cineva care are și Taur și Rac, bărbatul ăsta. Sau are ascendent Rac el. Ok, ok. Poate tu din afară te uiți pentru persoana asta. Este cineva care are ascendent Rac. E un Taur care are ascendent Rac, dar e bărbat. Sau luna Rac. Și ascendent în pești sau ascendent în balanță. Poate nici nu știu că bărbatul ăsta apare ca și o balanță. Bun. Atât am avut și pentru cei din Zodia Rac. Eu vă mulțumesc și sper că v-am fost de ajutor. Vă pup și ne vedem la un nou video.